participant, brigada de arbitri, Alex Olaru, cel care va lansa mingea la angajamentul de debut între Vuko Savlevic și Nana Fuland. Ei sunt jucătorii care se bat pentru prima posesie. Posesia timișorenilor. Comatina lasă mingea în hand-off. Vuko Savlevic scapă, îi fură mingea Dorsey. Dorsey în tranziție pentru Rory Turok, care ratează aruncarea de 3 puncte. Rory, care a jucat foarte bine în ultimele 3 partide. Cutii mută pentru Nana Fuland, vine Dorsey, blocajul, Dorsey pătrunde în zona centrală, lasă la Dykes, aruncare de la distanța lui Kindle ratată, recuperează Fuland și scoate din nou la Dorsey. Bun crossover-ul, din nou Rolly Torog liber, face fentă Rolly, bună pasa, nu știu dacă s-a gândit la Kindle sau la Fuland, mingea a ajuns bine însă pe semicerc, Kindle ratează a doua aruncare de la distanță. Mircea Șerboan lasă această minge pentru Cuti. Repune Cuti până la Dorsey. Dorsey, care a venit cu un plus de energie, de creativitate în tabăra Clujului. Fuland blochează pentru Kindle Dykes. Dykes pasă din săritură pentru Nana Fuland, care nu găsește pasa. Diculescu a fost acolo, a intuit traiectoria și a oprit pasa în colț. Comatina cere mingea, face bine la Diculescu, Diculescu din săritură. Kindle recuperează ofensiv, se duce în viteză pe lângă Vuko Savlevic, mult mai lent pivotul timișorenilor. Leg de stânga ratat. Din nou Clujul în ofensivă. Rolly Turok îl așteaptă pe Cuti. Blochează apoi pentru Nandur, care a pierdut momentul aruncării. Dykes scapă mingea. A vrut stop shoot-ul de 2 puncte. Lasă pentru Cuti, care greșește. Diculescu pe centru. Bună pasa. Comatina ratează de Supanu. Dorsey cu blocajul lui Fuland. Din nou Rolly aruncă și ratează încă o dată. Greșeală în atac la recuperare. Lasă Brown mingea. Peșakovic. Vuko Savlevic. Diculescu întoarce la Vuko Savlevic. Bună fenta, Fuland faultează. A doua greșeală a pivotului clujean. Mișoara în teren, pentru că m-a rămas dator cu primii 5. Diculescu, Peșakovic, Brown, Vuko Savlevic, Comatina, Clujul cu Dykes, Cuti, Turok, Dorsey și Fuland. Peșakovic, e stop shoot de 2 puncte. Mingea intră. 5-2 pentru timișoreni. Dykes pentru Rolly Turok, pe colț Rolly, din nou scurt.
Washburn recuperează ofensiv, scoate la Dykes, reprimește Rolly Turok sub panou, aruncă scurt, însă nu găsește panoul acolo unde și-a dorit. Pejakovic până în coș. Excelent acțiunea coast to coast a fundașului Timișorean. Cuti pentru Dorsey, Washburn blochează, Dorsey din săritură pentru Cuti, l-a surprins pe Nandor cu această pasă, pentru că avea poziție de șut, Dorsey se încurcă, 4 secunde de atac, aruncă până la urmă Dorsey și înscrie. Cu ceva șansă, clujenii marchează la acest atac și cred că a fost coș de 3 puncte, 7 la 5, da? Pejakovic. Brown cu in and out, Comatina face fentă, a sărit Easley, Comatina continuă, Easley îl căpăcește, Comatina câștigă mingea pentru Pejakovic, caută contactul cu Cuti și vor fi două aruncări libere pentru fundașul timișorenilor. Dorsey pentru același Nandor Cuti, Viculescu stă departe de Cuti, oferă aruncarea de 3 puncte. Easley întoarce bine la Dorsey, care aruncă, ratează. Viculescu blochează bine defensiv la Cuti și prinde Vukosavljević. Comatina, blocaj în tranziție. Vukosavljević ia mingea până la urmă Brown, care aruncă și înscrie. Surprinzătoare execuția lui Brown. Dykes pentru Easley. Easley handoff cu Dorsey. Vine Washburn la blocaj sus și coboară. Easley își așează șutul de 3 puncte. Nimeni lângă el. Greu reacționează apărarea timișorenilor. Din nou Brown scutură plasa, recital de aruncări de la distanță pentru ambele echipe. Bună pasa lui Dykes pentru Washburn. Easley din nou rămas liber în afara semicercului și pare că se joacă în aceste momente în primul sfert cu garda jos. Apărările nu reacționează. Oamenii găsiți în continuu liberi pe semicerc. Brown din fața lui Easley. Brown ratează de această dată. Prinde Washburn. Aproape să paseze greșit. Pejakovic faultează și îl oprește pe Dorsey. Oprește contraatacul. Dorsey marchează aruncarea liberă.
Laurențiu Grigoraș oprește pentru a aștepta schimbarea. Acum repun timișorenii. Șacoviș primind de la Brown. A fost un pressing, dar doar la prima fază, la prima pasă. Brown lângă el Dykes. Diculescu, urmărit de Cuti. Diculescu, Petușă, găsește bine reverse layup-ul. Diculescu, extrem înaltă, cu mână bună de 3 puncte. Acum Washburn primește perfect pasa cu podeaua pe Elan și nu poate fi oprit din acest slam dunk. Niculescu pentru Brown, faultat de Dykes. Este Dykes înlocuit cu Alhaji Mohamed. Neatenți clujenii la această repunere, ratează însă timișorenii. Stoyadinovici, cel care a ratat cupa noul. Da, se fluieră pași pe această piruetă. Šaković. Vukosavljević încearcă semicăligul de dreapta și destul vehement la adresa arbitrilor. Cade Mohamed. Scoate fault. Washburn pentru Mohamed. Dorsey pleacă prin blocajul lui Easley. Rămâne liber, a ezitat să arunce. O face acum după fentă de pasă și marchează departe de el Stoyadinovici. Ne apropiem de finalul sfertului întâi. În cele două echipe s-o află la conducere. Diculescu, stop shoot-ul de 2 puncte cu panoul. Foarte bună alegerea lui Diculescu. Jucător cu mână ușoară, folosit de Tudor Costescu și la echipa națională. Dorsey pentru Easley, aruncă Easley de afară și marchează din nou Stoyadinovici departe de adversar. Multe aruncări de la distanță reușită de ambele părți. Randolph pentru Vukosavljević, care ia tușa căpăcit de Washburn. Mohamed pentru Dorsey. Oh, ce frumoasă pasă pentru Easley, care scoate la Mohamed. Aruncarea e scurtă a lui Alhaji. Recuperare ofensivă, bun crossover-ul Easley, găsit liber, dar fault înainte. Dorsey, pick și repick cu Easley. Dorsey scoate la Mureșan, care scapă mingea până la Diculescu. Jocul continuă, Diculescu se oprește la 3 puncte și marchează de lângă Washburn. Goș în
ultima secundă, sau poate a mai fost o secundă după șutul lui Diculescu, inspirat Diculescu, se oprește Washburn, iese târziu la el Diculescu, marchează Diculescu cu un prim sfert impecabil pentru timișoreni. Se încheie primele 10 minute de joc efectiv în favoarea Timișoarei.